singurul târg de animale din Dolj autorizat din punct de vedere sanitar-veterinar funcționează în comuna Argetoaia. Autoritățile au investit numai puțin de 100.000 de euro, fonduri europene nerambursabile, în modernizarea lui. Peste 500 de persoane se strâng în fiecare săptămână aici, aproape jumătate fiind producători agricoli. Este un târg cu tradiție, târgul de duminica din comuna Argetoaia, un târg la care participă comercianții de toate felurile și din toate comunitățile alăturate nouă, inclusiv din orașul Filiaș, cel mai apropiat oraș de comuna Argetoaia. Este un târg care a fost modernizat prin fonduri europene nerambursabile prin grupul de acțiune local Colinele Olteniei, proiect finanțat în anul 2015. Târgul este dotat cu o sală nouă de lactate, dar și cu spații sectorizate pentru animale. Târgul de vite este dotat cu o baie de soluție pentru a preveni răspândirea bolilor la animale. De asemenea, avem un contract de deratizare, dezinfecție și dezinsecție. Târgul de la Argetoaia a fost autorizat în toamna anului trecut. Deși este singurul din județ care a primit aviz de funcționare de la Direcția Sanitar-Veterinară Dolj, reprezentanții instituției spun că nu sunt deloc greu de îndeplinit condițiile pentru a obține autorizația. Să aibă o incintă separată pentru animale, da. Să aibă o incintă pentru vânzare legume, fructe și o incintă pentru celelalte haine, mă rog. Dar oricum, dacă se vând și alte produse, gen lactate, brânză și altceva, trebuie să aibă și o mică hală. Plus de asta trebuie să aibă grupuri sanitare, apă curentă, distrugerea deșeurilor, containere pentru deșeuri. Și atunci noi le dăm această autorizație. Când vă dați seama, nu suntem noi atât de exigenți încât să nu respectăm legea. Există și vești bune. Reprezentanții Direcției Sanitar-Veterinare Dolj susțin că în urma controalelor de anul trecut, majoritatea primarilor din județ au solicitat bugete suplimentare pentru amenajarea târgurilor. Rămâne însă ca acestea să se și materializeze. În luna februarie, guvernul Cioloș a lansat pachetul antisărăcie, un set de 47 de măsuri care să-i ajute pe românii vulnerabili să iasă din situația de risc pe care o presupune sărăcia. Astfel, pe lângă măsuri cu stimulente pentru această pătură de români pentru a-i orienta spre anumite obiective, inițiativa include și direcții ce țin de antreprenoriat, a declarat într-un interviu pentru Republica.ro consilierul de stat Cristian Ghinea. Măsurile privind antreprenoriatul oamenilor săraci, mai ales al celor din mediul rural, au fost inspirate din problemele de zi cu zi ale oamenilor care cultivă pepeni în județul Dolj. De pildă, într-un sat din Dolj cu 1000 de locuitori, aproape toți romii trăiau din agricultură cultivând pepeni. Modelul de business era următorul. Luau primăvara un împrumut de la IFN, cultivau câteva hectare cu pepeni, trăiau din banii ăia câteva luni, luau și arendă, că nu prea aveau pământ, după care culegeau pepenii, îi vindeau, dădeau anticipat împrumutul înapoi și rămâneau cu câteva mii de lei, cu care ei trăiau până la primăvară. Problema e că acei oameni plătesc cele mai mari dobânzi din România, pentru că ei nu au acces la bănci. Eu, stat, aș vrea să creez un instrument prin care cei mai săraci dintre români care au potențial de antreprenoriat să plătească dobânzi mai mici, astfel încât să acopere această activitate a IFN-urilor cu un instrument de garantare. Pentru că nu mi se pare normal ca cei mai săraci dintre români să plătească cele mai mari dobânzi, a spus consilierul de stat Cristian Ghinea, potrivit Republica.ro. Fiecare din aceste 47 de puncte are atașat o fișă descriptivă, cu informații despre responsabilități, beneficii, finanțare, metodologie de implementare, schimbări legislative și obiectivele propuse până în octombrie 2016. Potrivit premierului Dacian Cioloș, pachetul urmează să fie finanțat atât de la bugetul de stat, cât și din fonduri europene. Prima zi de depunere a cererii unice a debutat fără incidente la centrele din țară ale APIA, informează specialiștii de la Agrointeligența. Potrivit directorului general al Agenției de Plăți, Ioan Merca, până la ora 16 în toată țara s-au primit 1160 de cereri, iar județele fruntașe sunt Bistrița, Sălaj și Olt. Referitor la modelul de depunere a cererilor, ca în anii trecuți, fermierii primesc invitații în care sunt înștiințați cu privire la data, ora și funcționarul la care sunt programați. Dacă însă nu primesc această notificare sau nu doresc să afle detalii despre cererea unică, agricultorii pot suna direct la centrele județene sau, dacă au posibilitatea, se pot adresa funcționarilor din centrele APIA din toată țara. Depunerea documentelor la APIA pentru cei din sectorul vegetal se face în perioada 1 martie-16 mai, fără penalizări. După această dată, timp de 25 de zile lucrătoare, pentru fiecare zi de întârziere se va aplica o sancțiune de 1% din valoarea plăților cuplate, pe care beneficiarul le are de încasat. Potrivit celei mai recente declarații a ministrului Achim Irimescu, fermierii care activează în sectorul zootehnic își vor putea înregistra cererea unică la APIA începând cu 15 martie.
Ieri, în prima zi din campania de depunere a cererii unice, ministrul Agriculturii a anunțat că va face modificări în ordinul care stabilește criteriile de eligibilitate pentru acordarea subvențiilor. Mai exact, va fi eliminat un act considerat inutil. Este vorba despre adeverința emisă de medicul veterinar. Modificarea nu va afecta campania de depunere a cererii unice la Agenția de Plăți. Este un act care îi privește pe crescătorii de animale, iar aceștia vor completa cererea pentru subvenții începând cu 15 martie 2016. Adeverința emisă de medicul veterinar este un act inutil. Proiectul de schimbare a Ordinului 234, care modifică Ordinul 619, este deja elaborat, a spus ministrul Achim Irimescu. Șeful de la Agricultură a adăugat că va opera și alte schimbări în criteriile de eligibilitate pentru obținerea subvențiilor din agricultură. Ordinul 619/2015, care stabilește criteriile de eligibilitate pentru toate schemele de plată din agricultură, a fost modificat prin Ordinul 234, publicat în Monitorul Oficial în februarie 2016. Toate modificările se referă la simplificarea actelor care li se cer fermierilor români. O delegație a Comisiei Europene urmează să vină săptămâna viitoare în România pentru a soluționa problema condițiilor artificiale din PNDR. Potrivit specialiștilor de la Agrointeligența, atât autoritățile române cât și fermierii vor avea un partener important de dialog în această delegație. Este vorba despre Peter Bader, oficialul recunoscut la nivel european ca unul dintre cei mai mari specialiști pe depistarea și combaterea fraudelor cu fonduri și despre care se spune că poate soluționa inclusiv problema condițiilor artificiale din PNDR. Întâlnirea vine după ce deputații din Comisia pentru Agricultură au avut discuții încinse cu reprezentanții AFIR pe marginea modului în care România a ajuns să fie țara în care proiectele europene sunt blocate de condiții artificiale. Oficialii de la Bruxelles se vor întâlni cu deputații și senatorii din comisiile de specialitate din Parlamentul României. Totodată, delegația va avea întrevederi și ședințe de lucru și cu fermierii, dar și cu autorități guvernamentale de la cel mai înalt nivel. Domnul Oșculete, sunteți directorul APIA Dolj. În legătură cu plățile care se fac în această perioadă, ce ne puteți spune? Sunt oameni care spun că nu le-au venit încă subvențiile. Ce le putem transmite lor? Nu sunt anumiți oameni. Sunt fermierii din România, iar dacă vorbim de județul nostru, sunt cei 42.800 de fermieri, din care 28.000 și ceva, aproape 29.000 și-au primit avansul. Ceilalți ori au avut probleme din punct de vedere al documentelor, ori au fost în control sau în teledetecție și atunci n-aveau dreptul să primească avansul. Însă toți fermierii sunt pregătiți pentru a-și primi plata finală, numai că, așa cum spuneați dumneavoastră, acum o lună jumătate, într-adevăr, era vorba despre acel soft, care probabil va fi pus în termen util și cu data de 8 aprilie, așa cum a spus domnul ministru, putem să le facem plata finală. În legătură cu crescătorii de animale, am înțeles că ei trebuie să fie înregistrați cu animalele în registrul genealogic al raselor și că acest lucru la nivelul județului nostru ar fi cam prost aspectat. Credeți că vor fi probleme, că vor fi oameni care vor pierde subvențiile din acest motiv? Eu cred că o să-și pună documentele la punct. Acolo nu e treaba noastră, e treaba DSS-ului, cred. Adică a medicilor veterinari, mai bine spus concesionari, care sper să-și facă și dumnealor treaba și să facă registrele în așa fel încât producătorii agricoli să n-aibă probleme din a-și primi subvenția. Încă o dată vă spun și vă repet, vorbim despre APIA. Domnul Roșcu, sunteți directorul APIA. Spuneți-ne, vă rog, un mesaj pe care îl transmiteți fermierilor în această perioadă. Ce ați vrea să le transmiteți astfel încât lucrurile să decurgă foarte bine, foarte ușor și în folosul lor, așa cum cu toții ne dorim? Eu le transmit fermierilor să nu aibă niciun fel de gând rău vis-a-vis de APIA, să vină atunci când sunt programați sau în viitor foarte apropiat, să se încadreze în acest timp de depunere al cererilor fără penalități, iar din punct de vedere al APIA au tot sprijinul, totul este pus la punct în așa fel încât să nu avem absolut nicio problemă. Vă mulțumesc frumos, vă doresc mult succes în activitate și Rămâna și eu le doresc o primăvară plăcută tuturor fermierilor și dumneavoastră.
În această perioadă va predomina o vreme mai caldă decât în mod normal, în cea mai mare parte a țării. Temperatura medie diurnă a aerului va fi cuprinsă între 1 și 13 grade Celsius, abateriile termice pozitive fiind de 1-9 grade, în majoritatea regiunilor agricole. Se prognozează însă și precipitații sub formă de ploaie în aproape toate regiunile agricole, acestea fiind însoțite de intensificări temporare ale vântului. În cultura grâului de toamnă, rezerva de umiditate accesibilă plantelor pe adâncime de sol 0-100 de centimetri se va încadra în limite satisfăcătoare, apropiate de optim și optime în majoritatea regiunilor țării. În condițiile menținerii temperaturilor ridicate din aer și sol, ritmurile vegetative ale culturilor de câmp se vor desfășura normal. Pe ansamblu, uniformitatea și vigurozitatea culturilor vor fi bune și medii. În funcție de data semănatului, orzul și grâul de toamnă vor parcurge predominant răsărirea, formarea frunzei a treia și înfrățirea. La pomii fructiferi și vița de vie se va menține stadiul de repaus vegetativ în majoritatea plantațiilor. Specialiștii recomandă efectuarea răturilor pe suprafețele agricole unde umiditatea solului permite acest lucru, administrarea îngrășămintelor minerale pe bază de azot și potasiu, dar și lucrări de întreținere în vii și livezi.